Bună seara! Am avut, așa cum știți bine, o ședință a Comitetului Executiv și vreau să vă spun câteva lucruri în seara asta. Întâi de toate despre proces și despre sentința de ieri. Câteva informații pe care eu cred că publicul e bine să le știe. Eu am fost tărât în acest dosar pe baza a două declarații din partea a două doamne inculpate în dosar. Una dintre doamne a spus că eu i-am zis să se angajeze la protecția copilului, dar să nu meargă la serviciu. Și cealaltă doamnă a spus că mi-a zis mie la un moment dat că sunt două angajate care nu vin la serviciu și eu i-am zis să le mai țin. Asta au spus la DNA, în fața instanței. Una din cele două angajate care spusese la DNA asta a spus explicit și clar, mă rog, explicit, nu și clar, că a răspuns clar la întrebarea explicită a judecătorului. Dacă eu i-am spus să meargă la protecția copilului și să nu meargă la servicii și a spus nu. Deci asta este unul. La confruntarea pe care a organizat-o completul de judecată între mine și cealaltă doamnă, i s-au pus câteva întrebări. Dacă eu am făcut presiune asupra dumneaei să le țină la servicii pe cele două, a spus nu. Dacă am făcut presiune asupra vreunui angajat din protecția copilului ca să semneze în fals niște documente, a spus nu. După aceste declarații, și eu și avocatul meu și alți oameni cu care am discutat, cu pregătire juridică, au spus că nu poate să fie la mine altceva decât achitare, pentru că acuzațiile au fost distruse chiar de cele două care le făcuseră. În schimb, ieri am asistat la o execuție în masă. A trebuit să fie condamnați 9 oameni ca să se justifice și condamnarea mea. Atât despre sentința de ieri. Da, și un judecător care a rezistat a făcut opinie separată și care mă vedea nevinovat. Și mă vede și acum nevinovat. În ceea ce privește poziția mea, am avut discuție în Comitetul Executiv cu mandatul de președinte PSD și cele două mandate pe masă, în mod simbolic. Fiecare coleg și-a exprimat liber părerea și susținerea și mi-au cerut în unanimitate să nu am o abordare personală a acestei situații. Pentru că mai important decât mine sunt câteva lucruri. Mai importante sunt câteva lucruri. În primul rând, stabilitatea țării. Al doilea rând, stabilitatea guvernării, îndeplinirea fiecărei prevederi din programul de guvernare, care a început să producă efecte pozitive și va produce în continuare, și stabilitatea partidului, pentru că riscul este uriaș, au spus ei, ca PSD-ul să se destructureze. De asemenea, au spus că nu putem să ezităm în a duce la capăt lupta pe care am început-o, și anume pe de o parte de normalizare a legilor justiției și a codurilor penale, iar pe de altă parte de destructurare a acestui sistem ocult. În aceste condiții eu le-am spus că n-am nicio ezitare, am spus în fața Congresului, am spus-o și în fața sute de mii de oameni la meeting, că am de gând să merg până la capăt. Am știut atunci când am organizat meetingul că acea manifestare va mări presiunea pe completul de judecată, pentru că acel meeting i-a speriat foarte tare. Mi-am dat seama că acel meeting va contribui la condamnarea mea.
Am văzut și unii de la o anumită televiziune cum au amenințat în direct chiar judecătorul care are o opinie separată, spunându-i că să-și bage mințile în cap și să meargă pe calea indicată, că altfel nu știe ce se întâmplă. Eu le-am spus că obiectivele mele rămân aceleași. Și anume, programul de guvernare să fie pus în practică și va fi pus, iar statul paralel, așa cum îl numim noi, să fie zdrobit. Și va fi zdrobit. Îmi cer iertare acum, în fața dumneavoastră și în fața celor care ne privesc, miilor de români, care unii stau în pușcărie pe un articol neconstituțional, alții sunt târâți în tribunale pe baza aceluiași articol sovietic, iar alții sunt târâți pe la DNA și mai sunt și alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu știu că au dosare. Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea codului penal. Probabil că nu o să mă iert. Maniera pe care noi am avut-o, pe care eu am avut-o, de a avea o abordare procedural corectă în Parlament, s-a dovedit că a fost una greșită, pentru că în Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea procedură normale, dezbateri, adoptare și promulgare. Orice lege, dacă e vorba de Fondul Suveran de Dezvoltare, dacă e vorba de alte legi cu influență economică pozitivă sau socială, legile justiției, toate sunt atacate, toate sunt retrimise, doar să nu se mai pună în practică. Doar până atunci reușesc să dea guvernul jos, reușesc să distrugă PSD-ul și majoritatea parlamentară. Decizia mea este foarte fermă. Rămân la conducerea Partidului Social Democrat pentru a duce toate aceste lucruri la capăt și le voi duce. Rămân și în conducerea majorității parlamentare împreună cu domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu. Nu va trece moțiunea de cenzură. În schimb, și eu și colegii mei am decis astăzi să fim mult mai fermi și mult mai radical cu tot ceea ce trebuie să facem. Nu mă sperie nici Iohannis, nici Helvic, nici Pahonțu, nici Chioveși, nici Băsescu, nici Ponta, nici Oprea, nici alții. Obiectivele la care m-am angajat și pentru care mi-am asumat responsabilitatea rămân acele și împreună cu colegii mei și cei de aici și din țară le vom duce la capăt. Vă mulțumesc! Asta a fost declarația. Domnule președinte, nu puteți să plecați!